și soție un fel de mini-parlament, ar fi o capă și o prostie să spui că ești acum niște bancuri care le găsiți în carte de-a mele, moțești. În carte sunt alea moțești, amu, cu terminologia de aici, dar le pricepeți, că sunteți în bănățeni, nu? Da. Tot aproape de Ardeal. Gheorghe era cu Ioan la Crâșmă. După ce beau câteva pahare, zice Gheorghe, mă Ioan, eu după ce beau, așa curaj am, nu mi-e frică de nimeni. Nici de Marie, zice Ioan, am avut așa mult, n-am băut niciodată. Apare între Gheorghe și Marie, apare o ceartă într-o seară. Și Marie nervoasă, zice, am fost oarbă, surdă, proastă că m-am măritat cu tine. La care Gheorghe zice, vezi de cât timp bolți am vindecat. Marie să-i facă pe plan la Gheorghe, zice, Gheorghe într-o seară. Deci, știi ce mă gând eu? Dacă ar fi să se întoarcă timpul înapoi. Nu te aș mai lua. Cine, da, eu știu cu cine m-aș mărita. Cu cine? Tot cu cine. Da. La care de unde zice asta, s-o crezi tu? Trimos de noștri, de unde Ioan și Petra să duc la gară. După ce eu ajung la gară, cum merg moții noștri mai încet, când ajung la gară, trenul pleca. Fuga ei după tren, doi apucă să suie în tren, dar banii de unde rămâne și începe să rândă să ținea de burtă. De-a impecat ăla se dăduse drumul la tren, zice, bade, scăpați trenul și mi-e tarez, dar și cum să nu râd, că doar eu trebuia să mă sui în tren, ția, doi m-am condus. De ori picior. Și la noi aici pădurea și creșterea animalelor. Asta e. Se duce cu vaca la taur. După ce termină taurul cu vaca, pleacă. Dar Maria stătea aproape, s-a uitat și-a de pe coastă. Când o vede ăsta, când trece pe lângă ea, strigă, bă, Maria, nu vrei să fac și eu ca și taurul? La care Maria zice, păi fac-o, dar o vaca e a voastră, nu e a noastră.